Secțiunea a doua Transformarea banilor în capital Capitolul 4 Transformarea banilor în capital 1. Formula generală a capitalului Circulația mărfurilor este punctul de plecare al capitalului. Premizele istorice ale apariției capitalului sunt producția de mărfuri și circulația dezvoltată a mărfurilor, comerțul. Comerțul mondial și piața mondială inaugurează în secolul al XVI-lea istoria modernă a capitalului. Dacă facem abstracție de conținutul material al circulației mărfurilor, de schimbul diferitelor valori de întrebăințare și luăm în considerare numai formele economice generate de acest proces, vedem că produsul lui ultim sunt banii. Acest produs ultim al circulației mărfurilor este prima formă de manifestare a capitalului. Din punct de vedere istoric, capitalul se opune pretutinde în proprietății funciare, în primul rând sub formă de bani, de avuție în bani, capital comercial și capital cămătăresc. Nu este însă nevoie să privim retrospectiv formarea capitalului pentru a vedea că banii sunt prima sa formă de manifestare. Fenomenul se repetă zilnic sub ochii noștri. Orice capital nou apare pentru prima oară pe scenă, adică pe piață, indiferent dacă este vorba de piața de mărfuri, de piața muncii sau de piața financiară, întotdeauna sub formă de bani, bani care, prin procese determinate, urmează să se transforme în capital. Banii sub formă de bani și banii, Sub forma de capital se deosebesc, în primul rând, numai prin forma lor de circulație diferită. Forma nemijlocită a circulației mărfurilor este M liniuță B liniuță M. Transformarea mărfii în bani și retransformarea banilor în marfă a vinde pentru a cumpăra. Alături de această formă există însă și o altă formă specific diferită de prima anume forma B, liniuță M, liniuță B. Transformarea banilor în marfă și retransformarea mărfii în bani, a cumpăra pentru a vinde. Banii care în mișcarea lor parcurg această ultimă formă de circulație, se transformă în capital, devin capital și sunt capital chiar prin însăși destinația lor. Să privim mai îndeaproape circulația B, liniuță M, Liniuță B. Ca și circulația de mărfuri simple, ea trece prin două faze opuse. În prima fază, B, liniuță M, cumpărare. Banii se transformă în marfă. În a doua fază, M, liniuță B, vânzare. Marfa se transformă în bani. Unitatea ambelor faze este realizată în operația totală, care schimbă banii pe marfă. Apoi aceeași marfă se schimbă din nou pe bani. Marfa e cumpărată pentru a fi vândută sau, dacă lăsăm la o parte deosebirile formale dintre cumpărare și vânzare, marfa e cumpărată cu bani și banii cu marfă. Rezultatul cu care se încheie întregul proces este schimbul banilor contra bani. B, liniuță B. Dacă cu 100 de lire sterline. Cumpăr 2000 de pounds de bumbac și revând apoi acești 2000 de pounds de bumbac cu 110 lire sterline, rezultatul este că am schimbat 100 de lire sterline contra 110 lire sterline, adică bani contra bani. Este evident că procesul de circulație B liniuță M liniuță B ar fi cu totul absurd și lipsit de conținut dacă prin intermediul lui o valoare bănească s-a schimbat contra aceleiași valori bănești, de pildă 100 de lire sterline contra 100 de lire sterline. Mult mai simplă și mai sigură ar fi metoda tezaurizatorului care reține cele 100 de lire sterline în loc să le expună primejdilor circulației. Pe de altă parte, indiferent dacă negustorul revinde cu 110 lire sterline bumbacul pe care l-a cumpărat cu 100 de lire sterline sau dacă este nevoit să-l revândă cu 100 de lire sterline sau chiar cu 50 de lire sterline, în toate cazurile banii lui au efectuat o mișcare specifică și originală, cu totul diferită de aceea care are loc în circulația de mărfuri simplă. De pildă, în cazul țăranului care vinde grâu, și cu banii obținuți își cumpără haine. Trebuie, deci, caracterizată, în primul rând, deosebirea formală dintre circuitele B liniuță M liniuță B și M liniuță B liniuță M. În felul acesta va ieși în evidență și deosebirea de conținut care se ascunde în spatele acestor deosebiri de formă. Să vedem, în primul rând, ce este comun celor două forme. Ambele circuite au aceleași fraze opuse: M liniuță B vânzare și B liniuță M cumpărare. În fiecare din aceste două faze se opun unul altuia aceleași două elemente obiectuale, marfa și banii, și două persoane având același rol economic, un cumpărător și un vânzător. Fiecare din cele două circuite. Reprezintă unitatea acelorași faze opuse, și în ambele cazuri această unitate se realizează prin intervenția a trei părți contractante, dintre care prima nu face decât să vândă, a doua nu face decât să cumpere, iar a treia cumpără și vinde alternativ. Ceea ce deosebește însă din capul locului cele două circuite: M liniuță B liniuță M și B liniuță M liniuță B. Este ordinea inversată în care se succed aceleași faze opuse ale circulației. Circulația de mărfuri simplă începe cu vânzarea și se încheie cu cumpărarea. Circulația banilor sub formă de capital începe cu cumpărarea și se încheie cu vânzarea. În primul caz, marfa, în al doilea caz, banii, sunt punctul de plecare și de încheiere al operației. În prima formă, procesul în ansamblu este realizat prin intermediul banilor. În a doua formă, din potrivă, prin intermediul mărfii. În circulația M, liniuță B, liniuță M, banii se transformă, în cele din urmă, în marfă, care servește ca valoare de întrebuințare. Banii sunt astfel cheltuiți definitiv, din potrivă, în forma inversă B, liniuță M, liniuță B, Cumpărătorul cheltuiește bani pentru a încasa bani în calitate de vânzător. Cumpărând marfa, el aruncă banii în circulație pentru a-i retrage din nou prin vânzarea aceleiași mărfi. El nu dă drumul banilor decât cu intenția perfidă de a pune din nou mâna pe ei. Așadar, aici banii sunt doar avansați. În forma M, liniuță B, liniuță M, aceeași monedă își schimbă de două ori locul. Văzătorul o primește de la cumpărător și o plătește altui vânzător. Întregul proces, care începe cu încasarea de bani în schimbul mărfii, se încheie cu cheltuirea de bani în schimbul altei mărfi. În forma B liniuță M liniuță B are loc un fenomen invers. Aici, nu aceeași monedă își schimbă locul de două ori, ci aceeași marfă. Cumpărătorul o primește din mâna vânzătorului și o dă mai departe în mâna altui cumpărător. Așa cum în circulația de mărfuri simplă, dubla deplasare a aceleiași monede are ca rezultat trecerea ei definitivă dintr-o mână în alta, tot astfel dubla deplasare a aceleiași mărfi are ca rezultat aici întoarcerea banilor la primul lor punct de plecare. Întoarcerea banilor la punctul lor de plecare nu depinde de faptul dacă marfa se vinde mai scump decât a fost cumpărată. Această împrejurare nu modifică decât mărimea sumei de bani care se întoarce. Fenomenul întoarcerilor are loc de îndată ce marfa cumpărată este din nou vândută, adică de îndată ce circuitul B liniuță M liniuță B este efectuată în întregime. Iată, așadar o deosebire palpabilă între circulația banilor s-o formă de capital și circulația lor ca simpli bani. Circuitul M, liniuță B, liniuță M, este efectuat în întregime atunci când vânzarea unei mărfi aduce bani, pe care cumpărarea altei mărfi îi le trage din nou. Dacă are totuși loc o întoarcere a banilor la punctul lor de plecare, acest lucru se întâmplă numai prin reluarea sau repetarea întregului proces. Dacă vând un quarter de grâu cu 3 lire sterline și cu aceste 3 lire sterline cumpăr îmbrăcăminte, aceste 3 lire sterline sunt definitiv cheltuite. Nu mai am nimic de a face cu ele. Ele aparțin negustorului de îmbrăcăminte. Dacă vând un al doilea quarter de greu, banii se întorc la mine, dar nu ca urmare a primei tranzacții, ci ca urmare a repetării ei. Banii pleacă din nou de la mine atunci când duc această a doua tranzacție până la capăt cumpărând din nou. În circulația M liniuță B liniuță M, cheltuirea banilor nu are nicio legătură cu întoarcerea lor. În B liniuță M liniuță B, însă, întoarcerea banilor este determinată de însăși felul în care ei au fost cheltuiți. Dacă nu au